Geneza 24 are aspectul acesta al schimbării tabloului. Dacă capitolul precedent ne-a vorbit despre moarte, despre îngropare, despre tranzacții, despre asigurarea că și-a luat un petic de pământ din cel făgăduit de către Dumnezeu în țara Canaan, Avram cumpărând locul de înmormântare pentru familia lui. Geneza 24, spuneam, schimbă puțin dimensiunea și ne vorbește despre nuntă. Ca o asigurare că viața nu se sfârșește, că viața trebuie să meargă mai înainte, iar Dumnezeu este împreună cu atât cu cei care plâng, dar și cu cei care se bucură. Versetul 1 din Geneza 24 ne spune că Avram este bătrân, înaintat în vârstă, și ca o concluzie a vieții lui, Domnul îl binecuvântase pe Avram în orice lucru. Este extraordinar de importantă această exprimare. Binecuvântarea lui Dumnezeu, când este adevărată binecuvântarea lui Dumnezeu, nu este doar într-o anumită dimensiune, într-un anumit compartiment, ci în orice lucru. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este reținută, ci ea trebuie să fie văzută și să fie recunoscută, trăită și valorificată în orice domeniu al vieții. Întâmplările din Geneza, capitolul 24, au loc după 3 ani de la moartea Sarei. Ne aducem aminte că Sara era în vârstă de 90 de ani la nașterea lui Isaac. Acum Isaac este de 40 de ani la căsătoria lui. Iar Avram, tatălui, este de 140 de ani. Sigur că la 140 de ani poți să spui că este bătrân și înaintat în vârstă. Dar Isaac are 40 de ani și nu este căsătorit. Cel puțin în ultimii 3 ani, el n-ar fi putut să se căsătorească pentru că, în mod sigur, și-a iubit mama atât de mult încât a trebuit să poarte respectul morții ei un timp de 3 ani. Versetul 2 ne spune că Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor: puneți, te rog, mâna sub coapsa mea. Cel mai de încredere serv al lui Avram se numește Eliezer. Și în urmă cu 50 de ani, înainte de a se naște Isaac și înainte de nașterea lui Ismael, în urmă cu 50 de ani, Avram îl alesese pe Eliezer ca moștenitor al averilor lui. Cu siguranță că acest om, Eliezer, este un om deosebit. Este un bărbat loial, cinstit, destul de fidel lui Avram și un om de un caracter deosebit, cu o moralitate deosebită. Însă, după 50 de ani, când el primește, probabil, chemarea de a-i fi moștenitor lui Avram, acum este chemat la o misiune extrem de importantă. Puneți, te rog, mâna sub coapsa mea, pentru noi astăzi nu are foarte mare înțelegere. Însă această imagine era o ceremonie care preceda un jurământ solemn, un jurământ extrem, extrem de important. În capitolul 47, cu versetul 29, se mai vorbește despre acest jurământ cu mâna sub coapsă. Aceasta înseamnă că atingerea coapsei te obligă, îl obligă pe cel care face jurământul acesta să se poarte cu aceeași credincioșie și după moartea celui
căruia îi jurase. Moartea unuia dintre cei doi nu îl eliberează pe celălalt de jurământul său. Adică este un jurământ aprig. Nu vorbim aici de vorbe, nu vorbim doar de niște exprimări, de o joacă, ci este în vechime, jurământul era extrem de important și foarte luat în serios, inclusiv de către Dumnezeu. Unii comentatori ai Bibliei consideră că, de fapt, coapsa este un simbol al stăpânirii și autorității, iar punerea mâinii de desubtul ei înseamnă un jurământ de supunere față de superior, față de stăpân. Există și alte comentarii care înțeleg că jurământul cu mâna sub coapsă se referă la recunoașterea și la așteptarea celor care urmează să se nască. Adică un jurământ față de urmașii celui înaintea căruia juri. Oricum ar fi, se pare că jurământul este extrem, extrem de important. Pune mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă din fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc. Acesta este jurământul. Observați cât de sever este Avram în exprimarea lui și cât de profund leagă ceea ce urmează să se întâmple de Dumnezeul Cerului, de Dumnezeul Pământului și de Domnul Dumnezeul acesta. Țineți minte că Isaac are 40 de ani. Faptul că tatăl lui, de 140 de ani, îl autorizează pe Eliezer să meargă și să-i aleagă o nevastă fiului său, arată pe de-o parte supunerea pe care Isaac o manifestă și de data aceasta, vă aduceți aminte, la momentul jertfei, în Geneza 22. Nu s-a împotrivit, s-a lăsat legat. Băiatul acesta, sau mai bine zis, caracterul acestui om, a rămas același, nu s-a schimbat cu trecerea vârstei și nici cu îmbătrânirea lui Avram. Exista obiceiul în vremea antică, în Orient, și până astăzi se mai practică, mai știu eu și în zona noastră, unele locuri în care părinții aleg parteneri de căsătorie pentru copiii lor. La noi, frate, pastor, se practică. Așa mă gândeam și eu. Numai că copiii la care astăzi părinții le aleg parteneri, pe de o parte ar trebui să mai fie lăsați să crească, apoi ar trebui să fie și întrebați dacă sunt de acord sau dacă nu sunt de acord. Însă revenim la Isaac și întârzierea căsătoriei lui Isaac s-ar putea datora dorinței pe care Avram o avea, dar nu era de acord să se căsătorească cu o cananită. În același timp, el se gândea că nu este bine nici să se căsătorească cu una dintre rudele lui îndepărtate. Numai că anii au trecut și moartea Sarei este posibil să fi urgentat chestiunea aceasta, în sensul că Avram era singur, Isaac este singur și atunci Avram a considerat că este potrivit să rezolve căsătoria lui Isaac cât mai repede. Și dintre două nepotrivite, a ales una care era mai cunoscută decât el.
Avram cunoștea desfrâul din și idolatria cananiților. Din cauza aceasta a vrut să nu amestece sămânța binecuvântată pe care Dumnezeu i-o făgăduise cu această idolatrie și o soartă care ar fi putut să fie amestecată și stânjenitoare pentru făgăduințele lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Agar, experiența lui Lot, Ismael mai târziu, toate acestea au avut legătură cu originea păgână a locului în care el își întindea corturile, în zona aceasta a Canaanului, în care se găseau idolatrii. Popoarele acestea erau idolatre. O întrebare aș avea, vă rog, că n-am înțeles. Da. Din ce cauză Avram nu a mers și el să îi caută soția lui, să meargă și el? De ce a trimis numai pe slujitorul său? Este posibil ca din cauza bătrâneții și sau din cauza faptului că el a considerat că nu se va mai întoarce niciodată în Mesopotamia. Da, da. Nu a vrut să-l trimită nici pe Isaac singur. Nu a vrut să se ducă nici el. Țineți minte că are 140 de ani. Este mai greu pentru el, deplasările sunt mai grele, dar oricum era destul de sprinten, că s-a însurat după aceea. Exact, asta am să zic. Însă, cred că n-a vrut să se mai întoarcă. El a hotărât în mintea lui să nu se mai întoarcă în Mesopotamia niciodată. Versetul 4 ne spune că Avram interzice să ia fiului său o nevastă din fetele cananiților și versetul 4 ne spune: te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Spuneam că am în două variantele, nu sunt cele mai bune, niciuna dintre ele nu este mai bună, foarte bună față de cealaltă, însă Avram știa că rudele lui aveau o anumită măsură de cunoaștere în ceea ce privește închinarea față de adevăratul Dumnezeu. De acolo plecase el. Acolo, în Mesopotamia, îi vorbise Dumnezeu. Din cauza aceasta, se pare că a chipzuit Avram că o noră din familia lărgită a lui ar fi de preferat față de o cananită idolatră, decăzută, desfrânată. Robul i-a răspuns la versetul 5. Foarte inteligent aceste Eliezer. Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Și mi se pare că a zvâgnit așa cât era de bătrân Avram la versetul 6. I-a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Mi s-a părut că a pus sare pe rană, că a fost gaz pe foc. Să nu cumva să duci pe fiul meu acolo. Probabil că Avram se gândea că este posibil ca fiul său, Isaac, nu este bine să ajungă în Mesopotamia nici chiar pentru o vizită. Pentru că ar putea fi influențat să nu mai plece de acolo. Poate din cauza comunității, poate din cauza luxului, poate din cauza condițiilor de acolo. Și Avram își dă seama că Isaac ar putea să piardă moștenirea, să piardă planul de mântuire, să piardă planul de binecuvântare al pământului despre care îi vorbise Dumnezeu lui Avram că va primi sau va trimite binecuvântarea prin sămânța lui. Avram vrea să-l păstreze pe Isaac disponibil pentru făgăduință. Și are un argument, Avram, versetul 7. Domnul Dumnezeul cerului care m-a scos din casa tatălui meu, din patria mea, care mi-a vorbit, mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și a
De acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Repetă și subliniază aspectul acesta. Interdicție totală. Este dispus Avram să dezlege jurământul lui Eliezer. Mai bine rămâne nensurat decât să se ducă acolo. Versetul 9. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său, Avram, și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Începe imediat pregătirea și versetul 10 ne spune că robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său. A plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. Cuvintele acestea mă fac să înțeleg câtă autoritate, câtă încredere, câtă valoare are Eliezer înaintea lui Avram. Imaginați-vă că toate lucrurile de preț ale lui Avram sunt acum în bagajele unei caravane pe care o conduce Eliezer. Cu siguranță că are soldați, are armată care să-l protejeze, dar tot ce are Avram mai bun este de acord și Isaac să se împacheteze și să fie trimis în cetatea lui Nahor. Nahor este fratele lui. Biblia nu vorbește despre călătorie, despre drumul din Canaan la cetatea lui Nahor. Și Moise intră direct în subiect. La versetul 11, a lăsat cămilele să odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Îmi place foarte mult aspectul acesta afară din cetate, pentru că Eliezer știe că intrând în cetate ar putea să fie foarte mare zarvă, foarte mare confuzie. În cetate, caravana ar fi atras privirea și ar fi devenit foarte multe fete interesate de caravana luxoasă pe care o conduce Eliezer. Dar afară din cetate, el așteaptă să vadă cine poate să se încadreze în testul pe care el îl are în mintea lui și pe care îl face împreună cu Dumnezeu. Este momentul când ies femeile să scoată apă, spune Biblia. Aceasta ne spune că după amiază, obișnuința era ca femeile să aibă responsabilitatea apei potabile. În timp ce așteaptă, Eliezer se roagă și zice: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi, îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata care îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. În cuvintele acestea putem să reținem că se găsește prima rugăciune pe care Biblia o raportează. Nici o altă rugăciune nu mai găsim mai decât până aici. Și este o exprimare ca de copil. Aceasta este credința. Seamănă cu încrederea copilărească în acest Dumnezeu atotputernic. Observați ce cuvinte simple. El nici măcar nu spune, Doamne, Dumnezeul meu, ci el spune, Dumnezeule,
stăpânul, Dumnezeul stăpânului meu, Avraam. El nu se implică pe sine. El se consideră mai departe un slujitor al lui Avraam, deși are toată bogăția lui Avraam în mâinile lui acum. Și scopul lui este unul extrem de valoros. Să împlinească din partea lui Dumnezeu așteptarea lui Avraam. Și concluzia rugăciunii sale, prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Rețineți, nu se implică pe sine cu nimic. El nu zice, prin asta o să văd că tu îmi răspunzi. El nu are nicio implicare. El nici nu, aproape că, nici nu își arată imaginea. Pentru că el vorbește cu Dumnezeu, el nu trăiește pentru sine, ci vrea să împlinească doar cuvântul, doar scopul pentru care a fost trimis acolo, pentru stăpânul său. El cere un semn. Sigur că semnul este extrem de inteligent. Și semnul este extrem de important pentru el ca slujitor. Semnul arată spre o fată, spre o femeie, care are o sarcină extrem de grea. Să scoată apă pentru 10 cămile însetate. Propunerea aceasta este într-adevăr o propunere către Dumnezeu pentru a arăta un test al caracterului. O cămilă bea nu se încurcă. Eliezer însă dorește ca femeia pe care o va alege Dumnezeu pentru Avraam să fie prietenoasă, darnică, să fie gata să ajute, dar să fie și puternică. Adică să fie în stare să lucreze. Pentru că nu o plângăcioasă, nu o mofturoasă, ci o fată zdravănă, care să reziste plimbărilor cu corturile, mișcărilor, furtunilor din deșert, condițiilor de atac din partea dușmanilor și câte și mai câte. Eliezer are testul acesta extrem de serios. Probabil că aceste caracteristici ar trebui păstrate și ținute în vedere atunci când părinții se gândesc la căsătoria copiilor lor. Cui dai fata? Cui dai băiatul? Unui mofturos? Unui capricios? Uneia care doar are timp pentru ea? Lucrul acesta arată ce îți dorești pentru copilul tău. Versetul 15 ne spune că nu sfârșise el încă de vorbit. Vorbea în gândul lui, cu siguranță. Vorbea cu Dumnezeu. Când a ieșit cu vadra pe umăr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. Rugăciunea lui Eliezer a primit imediat răspuns, chiar înainte de a se încheia. Lucrul acesta nu este o întâmplare, pentru că Dumnezeu cunoaște gândurile, pentru că Dumnezeu are soluția mai dinainte pregătită și dacă este nevoie pentru vreunul dintre noi să fim încurajați că Domnul știe lucrurile de care avem nevoie, aspectul acesta este suficient de important ca să-l înțelegem. Deci se mai întâmplă la Daniel când se roagă și vine îngerul Gabriel și spune, nu ai sfârșit rugăciunea și Dumnezeu m-a trimis deja la tine cu răspunsul. Aceasta ne arată că Dumnezeu are lucrurile pregătite mai dinainte ca noi să le cerem. Rugăciunea noastră nu îl determină pe Dumnezeu să acționeze atunci, ci rugăciunea ne face pe noi atenți la modul în care Dumnezeu ne răspunde. Asta înseamnă veghere la rugăciune.
Versetul 16 ne spune că fata era foarte frumoasă. Era fecioară. Niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, a umplut vadra și s-a suit iarăși. În antichitate, izvoarele se găseau de obicei în albia seacă a unui curent de apă. Cetățile erau așezate pe movile, pe ridicături de pământ, pe stânci, ca să fie bine apărate și protejate. Întotdeauna când oamenii se duceau la apă, ei trebuiau să coboare pentru ca să se aprovizioneze. Aceasta era o muncă destul de obositoare. Eliezer o vede cu vadra pe umăr. Fac aici o paranteză. Există unele țări în care femeile poartă vasele pe cap. Însă și astăzi, în Siria și în Palestina, femeile nu își poartă vasele, poverile pe cap, ci le poartă pe umăr. Și lucrul acesta confirmă că obiceiul acesta nu s-a schimbat de atunci, de pe vremea lui Avraam. Robul a alergat înaintea ei și a zis: dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. Acum mă gândesc și eu, în timp ce bea el, la ce se gândește? Probabil că tot bea și încă ar mai bea, pentru că mai așteaptă ceva. Mai beau încă o gură, mai stai un pic, că n-am băut de o zi sau decât nu mai fi băut el apă, dar Eliezer, când bea apă, așteaptă ceva. Și versetul 19 spune că după ce i-a dat, a băut de s-a săturat, adică gata, nu mai putea să înghită nimic, i-a zis: am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. Observați că nu i-a zis cât timp a băut. Probabil că Dumnezeu l-a lăsat la încercare. E mare lucru să ai credință. Pentru că Dumnezeu nu răspunde atunci când vrei tu. Și Dumnezeu răspunde atunci când consideră El. Dar îți răspunde. Versetul 20 spune că a vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată și a scos pentru toate cămilele lui. Rebecca îi se ceruse apă de băut numai pentru un călător obosit. Dar testul îl știa numai el și Dumnezeu. Ea, călăuzită de Duhul Sfânt, cu siguranță, și-a arătat dorința binevoitoare și, condusă de Duhul Sfânt, a împlinit testul. Bunăvoința de a scoate apă pentru 10 cămile nu era o cerință a obiceiului. Ea nu era obligată să facă lucrul acesta cu toată politețea orientală. Doar că ea, probabil că inconștientă, doar călăuzită de Duhul Sfânt, și-a arătat amabilitatea pe care Duhul Sfânt a folosit-o ca dovadă că acesta este semnul pe care Eliezer îl pusese, că aceasta este alegerea pe care Dumnezeu o face. Întotdeauna noi suntem surprinși și rămânem surprinși atunci când poate că un comportament necontrolat, poate o vorbă pe care o spunem fără să ne dăm seama de ce, ar putea să fie pentru unii un semn prin care Dumnezeu le descoperă cu cine au de-a face. Oferta ei
de a scoate apă pentru 10 cămile până când le-a săturat, putea să fie un răspuns la rugăciunea lui Eliezer doar dacă acesta venea ca o exprimare naturală a ei, nu ca o provocare a lui Eliezer, pentru că ar fi fost foarte jenant pentru Eliezer să-i spună: te rog, nu poți să-mi scoți apă și la pentru cămilele mele. Însă, ceea ce este foarte important, este că versetul 21 ne spune că omul o privea cu mirare, fără să zică nimic, să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Probabil că Eliezer a fost uimit de răspunsul prompt al lui Dumnezeu și s-a uitat la ea fără să o ajute cât timp a scos apă pentru 10 cămile. Probabil că nu se aștepta ca Dumnezeu să-i răspundă imediat. L-a luat prin surprindere răspunsul prompt al lui Dumnezeu. A fost dat peste cap. Nu putea să gândească. Este adevărat lucrul acesta? Ea este atât de repede? Nu este nicio confuzie? Și în loc să o ajute pe biata fată, stătea, se uita la ea să vadă dacă testul este final pozitiv. Dacă ea se încadrează în totalitate, pentru toate cămilele. Mai apare în Sfânta Scriptură o situație când ucenicii se rugau, când Petru era închis, legat cu lanțuri, și ei se rugau pentru eliberarea lui. Îngerul l-a eliberat pe Petru, a ajuns acasă, a bătut în poartă, a ieșit roda și a zis că este ostafie, că este fantoma lui. S-a dus înăuntru și le-a spus: este Petru! În loc să-i deschidă poarta, s-a dus și le-a spus ucenicilor, iar ei nu credeau. Pentru că, nu? Ce înseamnă să te rogi? Înseamnă să și primești răspuns? Sau să te rogi înseamnă doar așa, un exercițiu pe care trebuie să-l facem? Cum să nu ne rugăm când plecăm? Cum să ne rugăm când avem nevoie de ceva? Ne și rugăm. Când apare expresia ne și rugăm sau ne-am și rugat, aceasta este destul de jalnică. Pentru că rugăciunea nu este o completare, nu este un adaos, nu este o anexă, ci rugăciunea trebuie să fie singura. Pardon, nu doar singura, ci prima, mai întâi. Uneori trebuie să fie doar singura. Versetul 22. Când s-au săturat cămilele de băut, atunci a revenit și el. Omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătăți de siclu, și două brățări grele de 10 sicle de aur. Aceasta nu era moștenirea, nu era zestrea, ci era un semn de recunoștință din partea lui Eliezer. El presupunea că aceasta va fi soția lui Isaac, dar nu știa nici numele. Nu știa nici dacă este din neamul lui Avram. Și ceea ce vedem acum ne surprinde, pentru că el îi dă o verigă de aur să-și o prindă în nas. Asta ne arată puțin dimensiunea, poate, de care se temea Avram și a întârziat ca să-și aducă onoră din casa lui, din casa tatălui său. Printre beduini și astăzi, inelul de nas este un dar obișnuit de logodnă. Probabil că era ceva greutate în el. Se estimează că ar fi fost în valoare de 150 de euro belciugul în nas și brățările pentru mâini. Nu era cine știe ce acum, dar atunci era o valoare destul de mare.
Versetul 23 spune că a întrebat-o acum, a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău să rămânem peste noapte? Și a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și a lui Nahor. Și a zis mai departe, avem paie și nutrezi din belșug și este loc de găzduit peste noapte. Surprinzător modul acesta de completare pentru o fată. Însă se pare că în casa ei ospitalitatea era o practică obișnuită și Rebecca știa că nimeni nu poate să fie refuzat de cei din casa ei. Din cauza aceasta și-a permis luxul, poate și-a atrasă puțin de darurile pe care le-a avut, poate din adâncul sufletului ei frumos și curat, și a adăugat că este tot ceea ce este nevoie în casa ei. Omul s-a plecat, a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și spune a doua rugăciune. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea, credincioșia lui, nu l-a părăsit pe stăpânul meu și m-a dus în casa fraților stăpânului meu. Acum apare o altă dimensiune foarte interesantă. Fata a alergat și a istorisit mamei sale această întâmplare. În mod normal, nu mama este stăpâna casei. Iar fi trebuit să se ducă la tatăl ei. Există comentarii cu privire la lucrul acesta și este posibil ca tatăl ei, pe nume Betuel, să fi fost mort. Și, în consecință, din cauza aceasta, ea se adresează mamei. Pentru că o să vedem imediat că Rebecca are un frate, spune versetul 29, numit Laban. Și Laban se pare că este cel care conduce lucrurile în casa aceea. Laban este fratele mai mic al Rebeccai. Și Laban a alergat afară la omul acela, la izvor. Versetul 30 ne spune de ce. Pentru că Laban văzuse veriga și brățările în mâinile sorei sale și o auzise și pe soră sa Rebecca, spunând așa mi-a vorbit omul acela. Pe acest Laban o să-l mai întâlnim și o să-i descoperim interesul pentru îmbogățire. Dar observați, într-o simplă descriere, omul își arată cartea de vizită. Când a văzut veriga și brățările, i-au sclipit ochii și a spus, nu se poate să-l ratăm pe omul acesta. Trebuie să-l aducem la noi. Ceea ce are el trebuie să rămână în casa noastră. Versetul 31 spune că Laban a zis, vino binecuvântatul Domnului, pentru ce să stai afară? Am pregătit casa, am pregătit un loc pentru cămile. Nu le avea pregătite, dar a zis, trebuie neapărat să rămâi în casa noastră, pentru că ceea ce ai ne interesează și pe noi. Omul a intrat în casă, adică Eliezer. Laban a pus să se descarce cămilele, a dat paie și nutresc cămilelor, a adus apă pentru spălat picioarele omului și ale oamenilor care erau cu el. Și vă asigur că erau destul de mulți oameni. Apoi i-a dat să mănânce. Probabil că omul era destul de flământ. Însă Eliezer zice, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Și Laban spune, vorbește-ne. Eliezer face o diferență față de politețea orientală. Pentru că atunci când în Orient ești invitat la masă, onoarea aceasta nu poate să fie oprită, nici umbrită de absolut nimic. Când ești invitat la masă, este cea mai mare onoare pe care ți-o face cineva și se consideră prioritate zero față de orice altceva. Însă Eliezer le spune, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Se pare că
Eliezer dovedește de ce Avram are încredere atât de mare în el. Și începe povestea. Nu voi mai citi toată povestirea pe care Eliezer o spune lui Laban și celor care sunt alături de el. Sara a născut un fiu la bătrânețe, lui, acestui fiu născut de Sara, i-a dat tot ce are Avram, stăpânul meu, mi-a spus să vin în familia lui să caut o nevastă pentru fiul său, eu am zis dacă femeia nu vrea să urmeze și povestește cu lux de amănunte ceea ce noi știm. Am ajuns la izvor, m-am rugat, versetul 45, înainte de a sfârși de vorbit în inima mea, a ieșit Rebeca, am început testul, am întrebat-o cine este, m-am rugat din nou la versetul 48 și am binecuvântat pe Dumnezeu pentru că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă. Concluzia, versetul 49. Acum, dacă voiți, să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși. Să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Mi se pare extraordinar acest Eliezer. El nu are timp de pierdut. El nu are vreme de mâncat, de odihnit. El are o responsabilitate extremă și vrea să o știe realizată. Altfel, el nu are liniște. Este extraordinar. Omul acesta e de un caracter superior. Versetul 50 ne spune că Laban și Betuel, drept răspuns, au zis. Fac o paranteză. În mod normal, Betuel ar fi trebuit să fie tatăl lui Laban și el ar fi trebuit să fie primul. Dar prin faptul că este ordinea aceasta, Laban și Betuel, unii comentatori consideră că Betuel acesta este un frate mai mic al lui Laban, pentru că tatăl numit tot Betuel ar fi fost mort. Întotdeauna în Biblie se pune cel mai mare întâi în ordinea respectivă a înșiruirii numelor lor. Laban și Betuel au răspuns, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți putem spune nici rău, nici bine. Atât de frumos vorbesc și oamenii aceștia, parcă sunt acum călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că Laban și Betuel sunt reprezentanții unei familii care își amintește cumva de Dumnezeul cel care l-a chemat pe Avram atunci. Și acest Dumnezeu reapare în fața lor și în fața hotărârii lui Dumnezeu ei nu pot să se împotrivească. În consecință, Eliezer este liber să o ia pe Rebeca în Canaan. Versetul 51 spune, iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te să fie nevasta fiului fratelui tău, stăpânului tău, cum a spus Domnul. Pentru a treia oară, versetul 52 ne spune că robul lui Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și se roagă din nou. Ce ne spune lucrul acesta? Trei rugăciuni într-un timp atât de scurt. Trei rugăciuni pentru același eveniment, dar cu subiecte diferite. Fiecare întâmplare a vieții lui Eliezer pare că este o ocazie pentru rugăciune. Nu e plictisitor, nu este prea mult pentru Eliezer, nu este jenant, se pleacă și cu siguranță are o îmbrăcăminte frumoasă și se pleacă și îl roagă pe Dumnezeu pentru călăuzire, pentru mulțumire. Ce educație frumoasă, ce lecție de credincioșie ne dă Eliezer. Probabil că viața noastră s-ar schimba dacă am înțelege că fără Dumnezeu nu putem face nimic, dar nu doar să-i cerem, ci să-i fim și recunoscători. Când au auzit
oferta lui Laban și Betuel, versetul 53 ne spune că robul a scos scule de argint, scule de aur, îmbrăcăminte și le-a dat într-o ordine foarte interesantă. Le-a dat Rebecii și a dat daruri bogate fratelui său și mamei sale. Ar fi trebuit să fie ordinea inversă, dar se pare că băiatul cel mare este în rolul tatălui, iar mama are locul ei secund. Întâi este Rebecca, apoi este Laban, ca reprezentant al familiei, ca stâlpa casei, și mama lor după aceea. În sfârșit a venit și vremea mesei, după aceea au mâncat, au băut, el cu oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dar dimineața când s-au sculat, robul a zis, lăsați-mă să mă întorc la stăpânul său, la stăpânul meu. Gândul acesta este, se scoală cu noaptea în cap cu gândul la stăpân. Eliezer este nerăbdător să încheie misiunea lui, ca nu cumva Avram să se neliniștească din cauza întârzierii. Dacă ar fi să transpunem viața lui Eliezer în relația noastră cu Dumnezeu, ar fi așa de frumos. Să nu putem să mâncăm până când nu am împlinit voia stăpânului nostru, voia lui Dumnezeu. Să nu putem să dormim liniștiți până hăt, după ce răsare soarele, pentru că Tatăl ne așteaptă, pentru că Stăpânul ne așteaptă și se îngrijorează că nu am venit la studiul biblic, că nu am venit la rugăciune. Exemplul acesta al lui Eliezer este extraordinar. Lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu, este cererea pe care Eliezer o face. Versetul 55 ne spune că fratele și mama fetei, observați, se repetă această ordine, au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile. Pe urmă poate să plece. El le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec, să mă duc la stăpânul meu. Este dimensiunea aceasta a unei familii care dorește, după obiceiul oriental, dorește ca să mai stea puțin fata în casă la ei. Acum, dacă îl înțeleg bine pe Laban, cum se va întâmpla mai târziu cu Iacov, Laban are tot interesul să mai stea Eliezer cu caravana în curtea lui, pentru că el știe să mai ciupească câte ceva. Dar l-a întâlnit pe Eliezer și Eliezer știe una și bună. Trebuie să mă duc la stăpânul meu. Mai ales că Dumnezeu mi-a dat izbândă. Când Dumnezeu îmi dă izbândă, eu nu pot să pierd timpul. Eu trebuie să împlinesc misiunea până la sfârșit. Ce frumos este să ai un așa caracter. Întotdeauna dependent de stăpânul tău. Întotdeauna în dorința de a îl bucura pe stăpânul tău. Și aici, surpriză, ei au răspuns să chemăm pe fată și să o întrebăm. Observați? Ei au făcut tranzacția, au încheiat angajamentul, iar Rebecca nu participase la discuție. Acum, ei consideră că Rebecca este soluția pentru care să mai zăbovească, să-l mai întârzie pe omul acesta, să mai rămână în considerentul vreunui, știu și eu, câștig care ar putea să fie pe acolo, de la Eliezer. Să chemăm și pe fată să o întrebăm. Sigur că tensiunea este destul de puternică. Eliezer nu vorbise cu ea despre lucrul acesta. Nu știa ce aranjamente au făcut mama fetei și cu Laban, cu fratele ei. Va renunța Rebecca de bunăvoie la plăcerea câtorva zile în căminul copilăriei ei?
doar ca să plece la soțul pe care nu-l cunoaște. Au chemat pe Rebecca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Și aici este explozia aceea, fără nicio rezervă, călăuzită de Duhul Sfânt, influențată de ceea ce auzise, doritoare să împlinească voia lui Dumnezeu. Da, vreau. Două cuvinte care arată în mod categoric dorința ei și planul lui Dumnezeu. Mai bine zis, dispoziția ei de a împlini planul lui Dumnezeu, care se combină atât de frumos. Da, vreau. Mă gândesc că dacă aceste cuvinte ar fi mereu spuse atunci când auzim chemarea lui Dumnezeu, cât de diferită ar fi familia, cât de diferită ar fi biserica, cât de diferită ar fi lumea. La aceste cuvinte, da, vreau, versetul 59 ne spune că au lăsat pe sora lor Rebecca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mamă, nu oricum, ci mama a mii de zeci de mii și sămânța să stăpânească cetățile vrășmașilor. Aceasta era binecuvântarea pe care și-o dorea orice familie orientală. Rebecca n-a stat prea mult pe gânduri, s-a sculat împreună cu slujnicile, au încălicat pe cămile, au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebecca și a plecat. În ziua aceea au plecat deja, au fost pe drum. În partea cealaltă, în Canaan, Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Fântâna aceasta este izvorul pe care Agar îl numise așa, Dumnezeu poartă de grijă. Când îi descoperise îngerul un izvor de apă, atunci când ea l-aruncase pe Ismael într-un tufiș să moară. Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Iată că veneau niște cămile. Probabil că Isaac ieșise să se gândească, dar și preconiza cumva timpul venirii caravanei. În timp ce Rebecca lua decizia, în timp ce Eliezer se ruga la Dumnezeu, ce credeți că făcea Isaac? Probabil că același lucru. Rugăciunea lui Isaac s-a unit cu rugăciunea lui Eliezer, s-a unit cu dorința Rebeccai pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Rebecca a ridicat și ea ochii. Observați versetul 63, Isaac a ridicat ochii, Rebecca a ridicat și ea ochii și s-au văzut unul pe altul. Aceasta înseamnă că în relația de căsătorie trebuie să mergi cu ochii ridicați spre cer. Trebuie ca să vezi pe partenerul tău prin ochii lui Dumnezeu. Doar așa este fericirea, doar așa este iubirea, doar așa este mângâierea. Atunci când ochii nu se uită pătrunzător la partenerul, ci se uită în sus spre Dumnezeu. Când vezi pe partenerul tău prin Dumnezeu, este o altă dimensiune. Este cu totul altceva. Îl vei vedea diferit. Când te uiți la partenera ta prin Dumnezeu, o poți vedea așa cum o vede Dumnezeu. Poți ierta așa cum iartă Dumnezeu. Poți ajuta și poți iubi așa cum Dumnezeu iubește. Condiția este să-ți ridici ochii spre Dumnezeu. Versetul 65 a văzut pe Isaac, s-a dat jos de pe cămilă. Aici este destul de mare respectul. Respectul pentru cel pe care nu-l cunoștea, dar cel care știa că îi va deveni soț. Cine este
omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Este stăpânul meu, a răspuns Eliezer. Ea și-a luat măhrama și s-a acoperit. În perioada aceea, conform obiceiului, mirele nu avea voie să vadă fața miresei până ce se căsătorea cu ea, până ce nu se finaliza căsătoria. Din cauza aceasta, bietul Iacov s-a trezit noaptea nunții cu Lea în loc de Rahela. Pentru că erau cu măhrama pe față. Robul a istorit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Probabil că aici este, cum să-i spun, că nu trebuie să-i zic sfârșitul, pentru că este deja de-abia începutul. Începutul unei vieți interesante, frumoase, deși cu peripeții, cu respect reciproc, dar și cu alegeri individuale. Totuși, împreună Isaac și Rebecca au rămas credincioși lui Dumnezeu, amândoi au fost moștenitorii făgăduinței și planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu ei. Ideea că Rebecca a fost un balsam mânghietor pentru Isaac, iar Isaac a dus-o în cortul mamei sale, arată valoarea pe care Isaac o dă soției sale și Rebecca, din momentul acesta, ia locul în responsabilitățile din gospodăria imensă a lui Avram, locul important al Sarei. Ea este stăpâna acum. Înaintea tuturor, Isaac o declară pe Rebecca că este soția lui, iar Avram este liniștit, fericit și așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ei. Căminul lor, cu siguranță că a fost un cămin fericit. Pentru că acolo unde este binecuvântarea lui Dumnezeu, vine și fericirea. Putem învăța de aici lecția pe care ne-o dă Sfânta Scriptură în sensul de dependență totală față de Dumnezeu în lucrurile pe care le avem, rugăciunea atât pentru călăuzire cât și pentru recunoștință față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Cam aceasta este în mare lecția din capitolul pe care l-am studiat, capitolul 24.